Cel puțin 1 milion de români au investit până acum în monedele virtuale. În ultimul an și jumătate, valoarea Bitcoin, spre exemplu, cea mai cunoscută criptomonedă, s-a mărit de 15 ori. În aceste condiții, toți mai mulți afaceriști vând și cumpără în monede virtuale. În București, un dezvoltator imobiliar vinde case cu 3 Bitcoin bucata, iar în Pitești, un client a cumpărat un tractor cu 45 de Elrond, o criptomonedă românească. Pe dreapta am avea un spațiu de depozitare și un grup sanitar, o baie, iar pe stânga avem o bucătărie de 14 metri, iar în față avem un living, împărțit în două zone, zona de dining și aici avem zona de living, zona de televizor. Pe aici geamurile? Aici vom avea două geamuri, sunt destul de generoase, au 2 metri pe 2 metri fiecare. Suntem în comuna Mogoșoaia din județul Ilfov, unde un dezvoltator imobiliar construiește mai multe locuințe care vor folosi tehnologie verde. Prețul uneia pleacă de la 180.000 de euro. Deși nu sunt gata, cumpărătorii l-au contactat deja, mai ales că plata se poate face și în monede virtuale. Cât Bitcoin costă o casă? În momentul de față se poate cumpăra cu 3 Bitcoin plus TVA. Tot mai mulți români folosesc criptomonede pentru a face tranzacții. În Pitești, un client a cumpărat un tractor folosind Elrond, o monedă virtuală 100% românească. Un astfel de tractor pe care l-a ales clientul nostru valorează undeva la, în dolari, undeva la 13.900 de dolari. Echivalentul în Elrond ar fi undeva la 45. Toate produsele de la noi din magazin pot fi valorificate mai nou prin piața aceasta de criptomonede. Potrivit specialiștilor, sunt cel puțin 1 milion de români care fac sau au făcut tranzacții cu criptomonede. Cea mai cunoscută este Bitcoin, a cărei valoare a crescut de 15 ori din martie anul trecut până acum. 60.000 de dolari este valoarea unei monede Bitcoin. Poți cumpăra Bitcoin și de 100 de lei. Dacă investești 100 de lei, vei avea 100 de lei plus evoluția Bitcoinului, evoluția pozitivă a Bitcoinului, care poate fi 5-10% sau 500%, și atunci tu câștigi la investiția pe care o ai tu pe termen lung. Sunt însă și riscuri. Anul trecut, în 24 de ore, piața criptomonedelor s-a prăbușit la jumătate în doar două zile. Aproape 100 de miliarde de dolari s-au evaporat din conturile celor care dețineau monede virtuale. Anul acesta însă, piața a crescut până la niveluri record, un Bitcoin ajungând și la 70.000 de dolari.